Ce să nu mai găsești oameni serioși, domne. Auziți, dar până la urmă, care-i treaba? O fi bine să intrăm în Schengen-ul ăsta? Să nu ne dea vreo amendă, naiba, să nu ne pună să reparăm, aia zic. Cum facem dacă îi dăm asigurarea? Facem amiabilă? Cum se procedează exact? Voi știți ceva? Că i-am întrebat și pe români, să vedem ce zice lumea, domne. După Vax Populi rămâneți cu focus, apoi ne vedem și mâine seară, tot aici. O să fiu îmbrăcat cu o șubă groasă, căciulă, sănătoasă, nu ca aia al lui domnul Iohannis, dar oricât. Sper să mă recunoașteți, da? Noapte bună. Ne ajută la ceva dacă intrăm acolo în spațiu Schengen? Eu cred că ne ajută. La ce? Hai, ne mai faci nouă cultură, alții ei au mai avansat ca noi de... Hai, știi cum zicea aia bătrânii pe timpuri? Ce? S-au dus boii la facultate, știi? Așa am fost noi. Și acum am devenit boi. Dar ne ajută la ceva pe noi românii? Păi, rămânem la fel. Că tot aia de când suntem noi, nu s-a făcut nimic. Și că intrăm și că și eu am fost pus sănătate, am vreo 16 ani, de Spania. Și acolo era tot o apă și un pământ. Decât aia mari trăiește bine. Nu e nicio diferență. Nicio diferență, să fii sigur. Ce e spațiul Schengen ăsta? Că am intrat și noi în comunitatea europeană. Și nu facem nimic. Trebuia de mult. De ce? Cu 20 de ani. De ce nu s-a întâmplat? De ce? Că pentru că Olanda e o țară înrocită care n-a vrut întotdeauna ca să intrăm în spațiul Schengen. Că merităm noi să intrăm în spațiul Schengen. Da, merită. De ce să nu merităm? Ce alții e mai presus decât noi, decât românii, decât... Deci... Nu am intrat până acum. De ce credeți că nu suntem acolo în spațiul Schengen? Nu știu de ce nu suntem. Poate din cauza unor care nu vor să ne primească, deci unor țări. Merităm să intrăm acolo în spațiul Schengen? Sigur că da. Sigur că da. Dacă ne-am hotărât și am intrat în Comunitatea Europeană și în NATO, avem niște avantaje. Altfel, dacă ar fi fost și pățim, cum pățesc acum amărâți ăștia de ucraineni. Veneau rușii peste noi. Ăștia totdeauna au fost cu capsa pusă. Dacă am intrat în spațiul Schengen, ce s-ar schimba? Păi se schimbă multe. Multe altfel. Altfel de chestii, cum să vă spun, fel și fel de probleme. Adică de bani, de orice și de... Am avea mai mulți bani, credeți? Păi eu cred că da. Dar trebuie să intrăm, de ce să nu intrăm? Cu ce n-ar dezavantaje? Dar ne ajută cu ceva, intratul ăsta? Eu cred că da. Cu ce? Păi, eu știu, cu vizele astea, în primul rând. Plecat în alte țări. Câteva țări care nu vor să intrăm, azi, Olanda, Germania, nu vor să... De ce credeți că nu vor să ne primească acolo? Nu. De firma care ne-am făcut-o. Ar fi bine să mergem acolo, să nu mergem? Nu. De ce? Păi nu e bine. De ce n-ar fi bine să intrăm în spațiu Schengen? Nu e bine. Ce se poate întâmpla rău? Se întâmplă rău de tot. Ce? Omor astea. E bine să intre România în spațiu Schengen? Nu știu. Asta nu pot să știu. Știți exact ce este spațiul Schengen? Da. Ce este? Păi ce să vă spun eu, că e România noastră. Ați fost vreodată în spațiul Schengen? Nu, niciodată în viața mea. De ce? Nu știu ce înseamnă aia. E bine, nu e bine? Ce-i spațiul ăsta Schengen în care a păi trebuit? Păi ca să plecăm fără vize în America și în așa. Și pe mine nu mă interesează că nu știu nici granița. De când a venit eu, mi-a fost bine aici. Nu ați plecat? Nu am plecat. Vreau să vă duceți în spațiu Schengen? Nu. De ce? Păi nu mă ajută cu nimic. Nu. Mai spun cei că la noi e corupție, că la noi e... Da, gata, ăștia suntem, e rasa noastră de oameni, de români. Păi nu suntem ăștia, noi cine suntem? Mă? Să ne bage așa. Ne bage. Că vrea Dumnezeu să ne... Nu ajută cu nimic intratul ăsta. Absolut deloc. Pe noi, ăștia de rând aici de la țară, nu, poate pe ăia mai de sus, poate. Și spuneți că nu vreți să plecați? Eu nu. De ce nu vă duceți să vedeți? Nu cunosc România ca lumea, dar să mai mă duc în alte părți. Că o țară frumoasă ca noastră nu există. Credeți că intrăm vreodată acolo, în Schengen? Acum depinde de politicieni care avem. În primul rând, președintele țării, până la urmă, noi suntem ca dracu suntem. Ne-am tot, poate, pe al dracu. Ungurii vrea să putare. Am 78 de ani. N-am muncit niciodată.
nici nu muncești și uite acum baraca asta aici. De unde fac domnii ăștia bani? Deci ne ajută să mai scăpăm de tot felul de oameni. Asta e, să scăpăm de ăștia. Că cred că jumătate, un sfert din țară să ducă în America toți. Dar să vedem acolo cum fac, că ei nu sunt buni de muncă, să după ciordeală. Scăpăm de hoți, spuneți, odată cu spațiul Schengen, mai scăpăm de ei. Da. Până acum n-am intrat. De ce credeți că n-am intrat până acum acolo? Aia nu ne ține și cred că nu intrăm. După mine eu cred că nu intrăm, că i-a văzut. Păi jumătate, eu mă duc cu mata să munciu, scuzați-mă, o expres, și dânsul merge cu gândul pe ciordeală, după furat. Ar fi bine să ne alăturăm și noi, să fim acolo cu ele. Sunt unii care nu vor să intrăm, ați văzut Germania, Olanda, de ce credeți că nu vor să intrăm acolo? De purtările care le avem. Merităm să intrăm sau nu în Schengen, cum vedeți? Nu merităm. Să mai stăm, așteptăm să mai... Să mai așteptăm, da. Cât să mai așteptăm?